ziua, dragilor! Ce faceți? Ai mers la o plimbare? Zici că e din fântână. Ce fain. Vedeai, e fain să mergi pe jos. Da, fântână e atât, trebuie de gimneață, rămâne sau la 5. Am putut să cobor aici, la pietrele astea. Să plimbesc puțin pe stradă. Ce frumoasă este. Suntem aici la o cascadă, dar nu știu cum se numește asta, că nu văd niciun indicator pe aici. Urmăriți în continuare să merg la Ochiul Bay. Este un loc de camping. Turiști deja veniți cu corturile. Abia au așteptat să iese oamenii din casă. Cu coronavirus. Este sâmbătă, 16 mai. Mergem în Cheile Nerei. Parcul Național. Cabana Valea Bay. Aici trebuie să coborăm jos și să mergem pe jos la Ochiul Bay. Mergem spre Ochiul Bay, mai avem vreo 15 minute. Cred că ajungem la Ochiul Bay. Prin munți, pe aici și în pături. E un traseu lung de 45 de minute ori. Până la Ochiul Bay. Avem, cred că, nu, de caia, vreo 10 minute de mers, nu? Cu la Ochiul Bay. Na, dai mâna al mamei. Sau dai mâna. Mai avem de pedalat un pic. Dragilor, ne apropiem de o cascadă, iar... Sau asta o fi cascada Bâlzânița, nu știu. Și pe aici, pe undeva, să găsim și Ochiul Bay. Frumos curge. Cred că mai sus e ochiul. Okay.
aici o fi pe strada Brucșu. Ce frumoasă e. Dragilor, am ajuns la cascada Brucnița. Mai sus este, cred că, ochiul de Iulie. Mai avem un pic de urcat. Este tare frumos. Urmăriți și mai departe. Continuăm să urcăm. Mai întâi. Avem de urcat. Aici este o bancă. Ce fain curge apa asta. Aici este ochiul de Iulie. Ce frumos e. Foarte faină apa. Parcă e desprinsă dintr-o poveste. Și aici sunt niște mușchi. Cred că trec și din parc. Acesta este ochiul Beiului. Și aici cu grava mai jos. Aici. Faci poze sau filmezi? Faci poze sau filmezi? Poze. Eu fac vlog pe YouTube. Ah, foarte bine. Hai să vedem ochiul Beiului. Ce super este. E magnific. Ești acolo ceva de văzut? A, și mult de mers. A, mersi. Deci ochiul Beiului. M-am pus aici, jos. Un copac. Ca o fel de bancă. Și se va arăta ce frumos este ochiul acesta. Ochiul Beiului. Din județul Caraș se vede. Din cheile mere. Este ideală parcă apa. Se vede și un pește, unul tând, nu știu dacă îl puteți voi vedea. Aici este interzis căldatul în acest lac. Acolo este pădure. Claudiu, vii aici! Este superb acest lac. Mă bucur tare mult că mai ajuns aici să văd.
Da. Pe poveste. Și ce fain miroase a brad aici în pădure. Sunt niște brazi aici. Continuăm să ne apropiem de el. Și să fac cât am una să văd cum este. Apa e rece. Am înțeles că acest lac nu îngheață niciodată, nici iarna. Rămâne așa. Iarna n-am fost pe aici. Dar poate ajung vreodată și iarna. Sper. Odată pe aici, o trecă, urcăm în sus, cascada de ușniță. Lacul de sus. Și urcăm mai sus să vedem cascada de ușniță. Ce fain miroase a brad. Unde e? Aici. Hai. Că urcăm pe stâncile astea. Dacă mi-a trebuit-o. Cu cazul ăsta mai slăbim și noi. Căutăm pe aici. Ce fain curge. Ce ușită. Ce scuze cu pe... Nu stau mai drept în acolo. Dragilor, aici mai este o cascadă. Ce frumoasă este. Ce cascadă frumoasă. Mai avem puțin de mers. Până la cascada de ușniță, cred. Sau valea de ușniță. O aventură prin Thailanda. România. Mergem în junglă. Jungla românească. Prin pădure se întunecă. Ne întoarcem. Va fi noapte. Proviperă cu corn nu este pe aici. Erau indicatoare. Cred că ne apropiem de altă cascadă. Da. La Beușniță aici. Mai este un indicator.
avem aici habitate, peșteri închise, accesul publicului. Avem reptile și pula de câmp, jderul de copac. Avem și râs aici. Cascada asta vrem să vedem. Cascada Beușniță. Legenda Beului spune că apele cascadei sunt valuri de mireasă al păsăriței care coboară pe apele înspumate pentru a se întâlni în nemurire cu lacrimile iubitului său. Hai să vedem. Să găsim și cascada asta. Beușniță. Puteți pești. Aici este. Păi, de ce a fi oprită? Asta cum funcționează asta? Dar nu merge cascada. Se curge. Se pică. Ce miroase a pește aici, nu? Păi de ce nu curge? A? De ce nu curge? E oprită de cineva? Sau cum? Ce grote sunt aici? Grota la Berculani. Da, 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 fac un grot. E frică de baubau. Hai, ce să facem așa? Facem așa. Nu știu de ce. Nu merge cascada asta, e frică. Să curgă apă pe. Era super, dacă o vedeam curând apă pe. Curg doar niște stropi. Și așa miroase a pește aici. Pe stâncile astea. Asta când curge? Vara? Sau cum? Funcționează, suntem în mai acum. Era frumos dacă vedeam apa cum curgea pe aici. Ne ducem înapoi. Iar avem de mers jumătate de oră înapoi până la ochiul băiului. Probabil că vara sau nu știu când funcționează această cascadă superbă, curgă apa pe ea. Da. Plecăm înapoi. Așa se vede. Ne ducem înapoi. Cred că sunt un podul ăsta. La vale. Mai sunt cascade din astea mai mici. Coborâm înapoi spre ochii băiului. Să vă știu tare frumos. Nu știu că să nu cază. Ne întoarcem către ochiul băiului. M-a bălat, trebuie să fie atent să scobor, să nu-mi sucu glezna pe aici. Am ajuns jos
înapoi la autobuz. Și ne întoarcem către casă. Trebuie să coborăm iară. Avem de mers de aici la ochiul băiului, cam o oră până la Fantom. Unde avem mașina parcată. Ce frumos e. Dă mie să nu caz asta. Poate pe cine apă că copilul? Claudiu. Plecăm. Lasă ca super. Merită să veniți să-l vedeți. Pare ideal. Important. Vezi ce frumos e? Acolo te uite până. Nu te pună apă. Ia hai încolo un pic. Urcă-te pe. Hai. Nu mai hai înapoi. Care frumos e acolo. Vă recomand să veniți și voi. Da, dragilor, dacă v-a plăcut acest clip, abonați-vă la canalul meu și dați un like, o să mai urmeze și alte clipuri. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere!